religios. De ce? Pentru că, de fapt, eu accept să fiu hăcuit. În cazul unui accident. Pentru că el trebuie să-mi ia organele mele pe ani și a revenit. 19 ani de moarte clinică. Acum. Anul trecut și a revenit. O franțuză, săracă, a vrut să ia organele. Deci acolo e problema religioasă. Dar aceasta... Cât de slăbuț este organizat acest card? Pentru că acest card este vulnerabil, din păcate. Acolo e problema. Acolo trebuie să... Care ne ascultă, ne dau peste cap și cu asta basta. Iată, vă dau un exemplu. Zice că, îmi spune cineva, zice, părinte, dacă se scapă ceva din raft, de la metru, și se boțește acolo unde are codul ăsta, dar zice, începe cu 6, 6, 6 și cod. Măi să fie. Și m-am dus acolo. Am luat astea, au căzut astea, s-au boțit. Nu introduce asta niciun 6, 6, 6. Deci modalitatea aceasta de a impune ceva, inclusiv inventând, este o greșeală. Despre Părintele Arsenie Boca se spune că îngerii îi ridicau pensurile când îi cădeau de pe schelă la Drăgănescu. Care se... Sau cineva a văzut. Dacă cineva a văzut îngeri, în momentul ăla nu mă mai interesează Arsenie Boca, dacă avea această pretenție. Nu mai țineți copilul în biserică. Asta ce ar însemna? Ar însemna mergeți un fel de... Toată stima pentru el. Marele Părinte Ilarion Argatu. Ce urmează? Urmează 800 de ani de necanonizare. De ce? La pleasmă. Biserica noastră nu se grăbește. Biserica noastră știe, așa cum este ea, este și icoane înainte ca să se pronunțe. Foarte interesant cum lucrează biserica noastră. Ori creștinii, din păcate, în înșelare, mușcă din chestiile acestea. Că noi avem, încă o dată, cu trezim câte această gândilare. Asta este un lucru rău pe care biserica noastră, din păcate, nu poate să facă. Și ne trezim așa de înțelepți. Asta, mă bucur că a spus această problemă. Poate vreau să mă operez de apendicită. E foarte greu să ne băgăm în chestia asta cu sfătuirea ial, nu ial, că o să te trezești cu ăla la tine, apendicită, 3 zile este gratuită, este la urgență. Peste 3 zile, dacă se lasă cu furtune, furtunașe, peste, dacă mai te ține 4 zile, îi 17 milioane jumate. 4 zile în plus la o apendicită. Așa că dacă nu vrei să primești cardul, nu-l primi. Nu sfătui pe altul. Capitolul vaccinuri e aceeași situație. Vrei să-ți vaccinezi copilul? Trebuie să pronunți. Vrei să te orientezi? Intră pe internet și vezi procentul ăsta statistic. Și vezi cât. Și eu o să zic că mi-a murit copilul. Ai zis să nu-l vaccinezi. Uite, au murit. Uite de ce a murit.
rugăciunea, postul, bunăvoire, fapta cea bună, lupta contra avortului, metaniile, etc. Da, și multe. Cum poate un tânăr să pui ceilalți? Asta este o întrebare, sigur, care ne să fim obișnuiți. Ce fel de simți? Acei doritori de simțenie. La 27 de ani a cunoscut o fată. Cum? A văzut. Fără să-i spună. Ce a urmărit-o? A urmărit-o la ce oră vine, la ce oră pleacă, unde se închină, cum se îmbracă. Și el ulterior a descris-o. Părinte, se avea așa un batic frumos, așa. Și noi vrem să ne mai cunoaștem, ca să ne căsătorim. Și a zis, bine, încă una. Nu știu pe care au vrut. Și s-au căsătorit, au făcut o nuntă echilibrată, așa. Și după aia, masă, scaune, tot. Zic, te muți? Părinte, rugărul are foarte multe gesturi născuse. După un alt an de zile, mersese cu copilul la doctor. Pentru că de fiecare dată ea zicea că copilul este oligofren. Nu știu ce îi se întâmpla și dacă nu schimba așa. Așa a ales el după principii. Pe urmă să urmăresc calitățile ei morale. Și pe urmă pe alea intelectuale. Așa dacă te iei după aparențe, sunt atâtea inimi negre îmbrobodite și atâtea inimi de aur desplătite. Problema noastră este să simțim că aceasta este persoana de care ne-am îndrăgit. Este rău. Dacă mergem prea mult sentimental, este rău. Senzorial. Dacă senzorial, rău. Dacă mergem sub aspectul acesta duhovnicesc, prea mult, este rău. Adică important, nu merge treaba. S-a rugat Joachim și Ana înainte de naștere să aibă copii. Înainte de a se naște un copil, te rogi pentru a avea și ca și de cum îi putem explica unui bolnav suferind că această cruce pe a bolii pe care o duce este o jertfă prin care se poate mântui și că cel care este bolnav are o vârstă de 18 ani. Mm. Poate să aibă și 80 de ani, dacă e bolnav și Iisus, așa. Nu are importanță vârsta în boală. Așa. Luați exemplu celui paralizat de 28 de ani la scăldătoarea Viteza. 28 de ani a stat întins nemișcat când avea cine să-l ducă în scăldătoare. 28 de ani e o viață de om. Ți-ai rupt un picior, stai o lună jumate în pat și că a trecut o veșnicie. Așa. Tu care ți l-a rupt și eu care îl duc pe ăla, care are piciorul rupt. Mi se pare de dormen. Adică Mariana Grecu. să o duc acasă, să o aduc de acasă, să o cară în spinare un etaj. Deci, îi explici. Stai lângă el și vorba unui doctor care l-am cunoscut, că a făcut medicina celor 3 M, principiul celor 3 M, milă creștină, minciună și morfină. Îl duci până la capăt până când nu mai poate și sunt destule întâmplări în acestea haslii în care după un accident s-a trezit ăla la spital, așa, cu doctorul lângă el și zice: bine că te-ai trezit, ești foarte bine, ai scăpat dintr-un accident, ai viață, vei trăi până la 100 de ani, dar am două vești pentru tine, una e bună, una e rea. Cu care să încep? Zice, păi cu aia rea, zice. Din păcate a trebuit să-ți amputezi picioarele, nu s-a putut face nimic. Păi și aia bună că ți-am găsit clienți la pantofi, cu cât îi dai? Bă, mari probleme ridică aceste stări. E complicat. Cum să trăiești fără picioare, 100 de? E complicat. Sunt atâția copii care mor și e foarte greu de... Dar să știți că e greu să-i explicăm noi. Dar copiii aceștia
aici la Fundec, ei pricep mai mult ca noi, devin, ne dau nouă lecții celor, celor nebolnăvi. Ați văzut că la biserică ne rugăm de toate slujbele pentru sănătate și mântuire, nu pentru mântuire și sănătate. Prima dată e sănătatea, vreau dacă ești sănătos, de mai fi la o conferință, mai sănătos. Acum, iar o să ne mergem la spovedanie, să zicem, am făcut păcatul emarhiei. A, când să fac, când facem... Ați făcut păcatul? Ce anume? Păcatul emarhiei. Știm ce e. Păcatul lemarghiei. Lemarghiei, nu știu. Înseamnă că am mâncat mâncare de post cu gust de dulce. A, nu știam. Adică... Da, da, cremi de post. Cremi de post. Da, pate de post. Da, știu. Nu, nu e o variantă. Eu le-am spus-o credincioșul. Eu și ala. Aia se mănâncă de nevoie. Dom'le, n-ai undeva, e o situație, mănânci un pic din aia. În niciun caz nu trebuie auleu. Nu mai trebuie să fie salam de pus, cremi de post. Oricum, dacă mănânci cartofi prăjiți cu usturoi, mai bine mănânci de-asta, pui cu usturoi, tot ai. Adică e gustos. Usturoi. Usturoi cu, când faci cartofi prăjiți cu usturoi, ceva așa, și faci mamăligă, care e diferența când mănânci pui cu usturoi sau cartofi prăjiți cu usturoi? Da. În sensul plăcerii. Da. Când facem milostenie, bine, asta e. A răspuns Sfântul Ioan Gură de Aur la asta. Că de cine ar trebui să dăm banii? Cerșetorilor, fundațiilor pentru biserică, cum alegem? Și cât ar trebui să dăm milostenie din veniturile noastre? Păi, Sfântul Ioan Gură de Aur a zis așa. Să asude banul în mâna ta până-i găsești destinatarul. Adică în sensul că trebuie să cunoști bine situația celui în cauză, când faci milostenia ca să fie acolo unde trebuie. Când faci milostenie, o fac după seară. Cum simte inima mea? Dacă simt să-i dau, îi dau. Nici mă mai interesează dacă am dat sau nu am dat, dacă a făcut sau n-a făcut. Așa. Luați-i refuz categoric. Nu-ți dau, băi. De ce? De uite de aia, de trei ori în jurul mesei. Oricum, aș... în gară, e mai bine să-i luați bilet. Oricum refuze. Da. Da, da, da. Mă duc să iau bilet, scotare, da, nu, da. Că de fapt nu plecați la Sighetul Marmației. Plec mâine, că mă întâlnesc cu... Da, bine. Și cât ar trebui să dăm milostenie din veniturile noastre? După rânduiala Vechiului Testament, zeciuiala. După rânduiala Noului Testament, a treia parte. A treia parte. Două părți, toți. Adică, acel călugă care a zis ce să mai fac, Doamne, și cum se trăiește în lume, cum se mântuiesc ăștia din lume, care a fost trimis la cezmarul ăla, care avea 8 copii și care își câștiga pâinea așa, și care a stat acolo 3 săptămâni să vadă ce face ăsta deosebit. Și în final, i-a zis, măi, eu sunt trimis aici să văd ce vrei, nu văd nimic cât deosebit. Și ce nu văd nimic deosebit, ce vezi? Și, de fapt, se trezea rugăciunea, copiii la școală, sau unde eu fi trimițând la data aia, așa, fluiera și repara pingele, îi venea vremea mesei, seara rugăciune, cina, și nevastă, nu mă departe. Își iubea nevastă, era căsătorit. Sigur, sigur. Și, la un moment dat, se pronunță, zice, adică atâta, dacă crezi tu că asta e bine, ce eu împart în trei, la biserică, la săraci și la a treia parte de mine. Iar asta, la altă și mai interesantă, se trimite un călugăr tot așa, că vrea el să știe cum se mântuiesc ăștia din lume, și nimerește la doi frați, și ăștia nu erau acasă, erau numai nevestele cu copii, cu cumnatul. Și întreabă, uite așa, 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 și ăsta zice, părinte, noi nici azi noapte n-am fost lipsite de patul soților noștri. Și noi însă, ce facem, cred că bun, e că ne avem bine și nu ne suntem în pace. Așa că sunt multe de dat în barbă la câte unul sau altul, care susține că, vezi, domnule, el s-a culcat cu nevasta, domnule, și este un necurat, e un nenorocit, e de... Fără să-mi explice mie, la ce îi folosește lui cununia dacă culcatul cu nevasta lui e păcat. Deci, el disprețuiește cununia. Păi, bineînțeles.
care este o obligație în cadrul, în cadrul căsătoriei. Prea multe chestii din astea așa amestec. Ca să nu vorbesc de babe. Da. Dar noi n-avem babe aici. Se numește babă și fetița de 12 ani care îmi propagă idei băbești. Sau dacă îl cheamă Baba Novac. Vă bagă în politică. Dar nu până pe ce părere aveți despre politica unui președinte de a încuraja natalitatea? Păi să înveți germană. Ce? Eu știu. Păi, da. Ce natalitate să încurajeze el? Poate prin lege. Da. Eu apreciez orice președinte care cel puțin se va dezice de legea numărul 1 a României, legea avortului, care e legea numărul 1 care s-a dat în decembrie de către FSN. Și niciun președinte n-a vrut până acum să se dezică de această lege. Se dezică, nu s-o interzică. S-o se dezică. Ea există, dar mie nu-mi place legea. Mă dezic de tot. Și noi ăla da președinte. Noi ca tineri în biserică, cum putem ajuta la oprirea avortului? Păi, frumos, dacă în primul rând să faci copii. Dacă ești căsătorit. Dacă nu ești căsătorit, atunci să determini. Să crești copii. Poți face multe lucruri.